Opriți-vă o clipă, aplecați-vă și gustați! Cel mai prețios simbol al îndrăgostiților romantici a intrat în vizorul bucătarilor. Daniel, bucătarul șef al unui restaurant din orașul Quito din Ecuador, își tentează clientela cu mâncăruri noi din care nu lipsesc petalele de trandafir. La persona cuando se depara con un plato que sea en rosa. When you give people a plate of roses, they ask, "Can you eat them?" Yes, but there's work behind them. The roses don't come out of vases. Salen de nuestro florero, ¿no? It was great. It was strong but sweet at the same time, and you can definitely feel the rose scent. Exportul de flori din Ecuador se ridică la 600 de milioane de dolari pe an. Totuși, trandafirii destinați consumului alimentar nu reprezintă încă o afacere profitabilă, spune investitorul. Din sutele de mii de flori pe care le cultivă la ferma sa, mai puțin de 4% pot fi utilizate în alimentație. Now it's an investment. It's not a profitable thing, but it's an investment. We think it may be a future in that. Având în vedere criza alimentară prin care trece umanitatea, e posibil ca în viitor trandafirii să fie îndrăgiți atât de inimile cât și de burțile noastre.